În momentul de față, masca este obligatorie. Fără ea nu ne putem deplasa în afara locuinței, iar acest lucru ne urmărește de mai bine de un an. Ministrul Afacerilor Interne susține că am putea renunța la aceasta în perioada mini-vacanței pe plajă sau la munte. Autoritățile susțin că restricțiile impuse de guvern vor fi ridicate gradual așa cum au fost introduse. De pe data de 1 mai, cluburile pe litoralul românesc vor fi deschise. Cu toate că restricțiile impuse sunt foarte dure, iar populația s-a săturat de tot ce a adus pandemia, ministrul de Interne a precizat faptul că vor lua în considerare nepurtarea măștii atât pe plaje, cât și în stațiunile montane. În acest moment, reglementarea legată de masca de protecție este în vigoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență dorește ca restricțiile impuse de guvern să fie limitate pentru perioada minivacanței de 1 mai, atât pe litoralul românesc, cât și în stațiunile montane. Pentru mehedințul meu, Elisa Potrucescu. Cu toate că ne-am protejat, iar restricțiile au devenit din ce în ce mai dure, se pare că pandemia de coronavirus nu dispare din peisajul românesc. Oamenii s-au obișnuit cu restricțiile, însă nu mai au încredere în cei care ne conduc țara. Speriați de amenziile drastice, aceștia au ajuns să poarte masca doar de frică. Florin Câțu a venit cu o perspectivă încurajatoare, susținând că de la data de 1 iunie restricțiile impuse să fie ridicate gradual.